emanau ceva pe care nu îl văzusem niciodată până atunci. M-a făcut să mă gândesc, oare eu chiar merit să fiu în acest cor minunat? Suntem oamenii noi generații. S-a format dintr-un grup restrâns de studenți la Facultatea de Limbi Germanice. A plecat de la un număr de 5-6 studenți și a ajuns la 60. S-au făcut tot felul de preselecții și au început să vină studenți și de la alte facultăți, de la alte universități și chiar și de la conservator, ba chiar și din liceu. Cred că am fost cea mai longevivă din 75 când am venit la facultate și până în 90. Eram în anul întâi, un coleg tocmai îmi spusese despre song și știa că îmi place să cânt. La noi la facultate, la filologie, a venit songul și au cântat. Și clipa în care Oanța a cântat Blestemul, am zis, eu trebuie să fiu în acest cor. Cine iubește și lasă, cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Nu erai acceptat să apari cu o denumire străină pe micul ecran sau la radio sau... Și atunci s-a folosit de o prescurtare. De la suntem oamenii noi generații. Și atunci nimeni n-a înțeles ce înseamnă chestia asta, nimeni n-a vrut să afle mai multe ca să nu creadă lumea că este atât de incult. Și a rămas o denumire acceptată ca prescurtare a acestor cuvinte. Am cântat 12 ani în grupul Song. Eu cântam la chitară la Casa de Cultură a Studenților. Eu îi auzeam repetând. Am intrat cu Ducu Berții, care a spus... am venit cu Adina Popescu, mă numeam pe atunci, și nu dă autografe. Am fost la selecție și am fost admisă imediat la soprane. Am intrat în Song în 1978, când aveam 16 ani. Și eram elevă la liceul Dimitrie Cantemir și am cântat împreună cu ei până prin 1982, cred. Am ajuns până la Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa și cu o inimă care îmi ieșea pe gură de emoție, am intrat, dar foarte hotărâtă, m-am dus și am spus lui Ioan Lucian Mihalea, eu vreau să cânt cu dumneavoastră. Serios? A zis el. Ok. Ia loc. M-a lăsat să aștept o lună și jumătate, până când la un moment dat n-am mai rezistat și am zis, dar eu când intru în Song? Bine, ok, foarte bine, intri. În ce an ești? Pentru că pe vremea aceea se spunea anul 1, anul 2 de liceu, anul 3 și anul 4, eu într-o totală inocență, hai să nu zic totală, ci doar pe jumătate, am răspuns în anul 2. Dar nu am răspuns în anul 2 de liceu. Am intrat în corul Song în 1978. Mihalea era bucuros să-i vină coriști care proveneau din rândul viitorilor soliști profesioniști, adică de la Facultatea de Canto, de la Conservator. Dar oricum ar fi fost și de oriunde ar fi venit coriștii, ei erau bine testați de Mihalea și până nu erau și ritmici și voci curate, în primul rând, intonație curată, nu i-ar fi primit, doar pentru că era vorba de număr. Eram
elev la liceul de muzică George Enescu și făceam parte dintr-un ansamblu de dansuri și muzică populară în calitate de pionier. În clasa 11-a deja nu mai puteam să fac parte din acel ansamblu pentru că era ansamblu de pionieri, iar noi eram deja aproape cătușa și nu se mai putea. Astfel încât mi-am luat rămas bun de la acel ansamblu Românașu și am auzit că la Song se fac preselecții. Și am spus ea că mă duc până acolo. Am dat probă, m-a ascultat și așa am intrat. La sfârșitul anului 1985, eram în primul an de facultate, am intrat în Song la sugestia colegului meu de cameră din regie din vremea aceea, Marius, care începuse să meargă la Song în Preoteasa imediat după ce a început anul întâi, în timp ce eu m-am dus la Brigada Tăcenă. Venind acasă, unul de la repetiție de la Brigada, celălalt de la repetiție de la Song, ne povesteam experiențele și trăirile și impresiile. Și unul zicea, bă, la mine e grozav, la mine este fabulos. Da, dar tu știi ce fete avem noi? Da, dar tu știi ce chestii cântăm noi și facem și dregem și așa? Cert este că m-a făcut un pic curios. Și într-o din zile m-a luat de mână și m-a dus la o repetiție. Și acolo n-am făcut mare lucru, doar am ascultat și la sfârșit Oanța m-a întrebat, îți place? Ai putea să... Da. Zic, ei, și am venit și la a doua și după aceea, în scurtă vreme, am venit doar la Song. Erau trei repetiții pe săptămână, care aveau loc marțea și vinerea de la 20:30 până 22:23, dar de multe ori se stătea și după, deci pierdeai și ultimul tramvai, troleibuz și alte mijloace de transport în masă. Și duminică de la 17:30 la 20. Se desfășurau la Casa de Cultură a Studenților, la sala 11, etajul 1. În spectacole trebuia să fim, să pară că totul e foarte simplu și că ne-am întâlnit de două ori și iată am venit și noi să cântăm ceva. Dar nu era adevărat. În spatele acelor spectacole extraordinare erau enorm de multe ore de muncă. Muncă și foarte multă disciplină. Puteam să începem de 100 de ori o piesă până era corect, până era perfect. Într-o piesă de 2 minute era o muncă de câteva săptămâni, chiar. Toți aveau porecle. Ei bine, poreclele alea erau justificate de ceva, nu erau doar niște nume puse la întâmplare. Erau porecle de caracter, erau porecle de circumstanțe, erau porecle de pasiuni sau mai știu eu ce, de slăbiciuni umane. Nimeni nu spunea nici Ioan Lucian și cu atât mai puțin Ioan Lucian Mihalea, el era Oanță. Probabil că a simțit nevoia să ne poreclească pe toți, poate că era și mai simplu. Eram totuși 60 de oameni, era greu să ții minte numele fiecăruia. Mi se spunea Pitica pentru că eram cea mai mică, de fapt, de vârstă din tot grupul. Colegii noștri de la teologie aveau doar porecla Teo și erau Teo 1, Teo 2, Teo 3. Eu l-am prins pe Teo 3 și cred că când am ieșit din Song era Teo 6 sau 7. Seringă era student la medicină, am avut foarte puțin studenți la medicină fiindcă nu rezistau la program și la repetiții și Oanță i-a dat-o, a zis, nu îi nimerea numele, bineînțeles, și a zis, băi, Seringă, adică cel de la medicină, da, toată lumea știu cine e Seringă. Mi-aduc aminte de Șpis, pentru că era vorba de un corist al operei, care avea niște dimensiuni fizice care îl asemuiau cu marele tenor Ludovic Șpis.
era groaznic să fac o listă. Era groaznic de greu pentru că nu puteam să scriu pedală, compostor, seringă și mai știu eu ce. Când trebuia să fac o listă din aceasta, dădeam telefon în toate părțile. Măi, cum îl cheamă pe compostor? Păi îl cheamă Viorel Nistor. Ah, bon. Cum îl cheamă pe trombon? Păi Valentin Vasiliu. Bun. Repertoriul era foarte amplu, alcătuit din prelucrări folclorice ale tuturor popoarelor, începând de la cele din Europa până la cele din America sau Asia, că am cântat piese japoneze, englezești, franțuzești, italienești, poloneze. Într-o țară în care nu aveai voie să cânti în limbi străine, dintr-o dată se cântau cântece superbe, americane, melodioase și categoric ele erau alese de așa natură încât să pătrundă în sufletul omului. Una este să cânti piese patriotice și nu poți să râzi cu gura până la urechi, că te leagă tovarășii. Și alta este să cânti piese folclorice, piese despre bucurie, despre veselie, despre tinerețe, despre lucruri normale, obișnuite. Și atunci nu pe voi mânca, păi și atunci nu pe voi mânca, păi dau lică tot de ori pe mine, ori pe ea. Dau lică tot de mai bine pe soacră mea, mă. Grupul Coral Song nu a participat niciodată la concerte omagiale. La ziua tovarășei sau ziua tovarășului Ceaușescu sau... Iar dacă s-a întâmplat să fie obligatoriu să se prezinte, se cânta un cântec patriotic, dar de Ciprian Porumbescu. S-a ajunsese într-un moment la o situație paradoxală. Concerte peste concerte, festivaluri, cântarea României, locul întâi, locul întâi, de ce nu cânt o piesă politică? Cred că am descoperit atunci, poate împreună cu Iosat, am descoperit o formă, am zis că e un cor revuistic, un cor de revistă și ar bagateliza orice piesă cântată de Mihalea, nu prezintă seriozitate. Pe scenă apăream în blugi și ei. Purtam ei și blugi, asta erau într-o perioadă costumația de scenă și plăcea foarte mult publicului, pentru că îmbinam ceva străin cu românesc. Ne-am dat seama că nu putem defila etern în ie și blugi. Oanță știa că eu cos, hai să mergem să căutăm materiale. Și pentru că el era foarte cunoscut și lumea îl iubea foarte tare, lumea obișnuită, ni se deschideau niște uși mai așa și eram primiți și pe ușa din spate, unde mai erau niște lucrușoare. Prin mele costume pe care le-am făcut de la A la Z, erau din două cusături la umăr și două în laterale. Iar fața era din trei culori, cunosc pe lume, dar erau alte culori, nu erau steagul României, pastel și spatele era alb. A venit întrebarea ce pantofi purtăm. Hai că la fete mai găseai o sandal, dar la băieți era total exclus să găsești pantofi alb. Și atunci dragul compostor, că n-am să-l uit și multe n-am să-i uit, s-a dus și a cumpărat vinarom, vopsea albă și a vopsit pantofii lor cu vinarom. Și așa au avut băieții pantofi albi. Sigur că după ce au coborât de pe scenă, vinaromul a pleznit și pantofii au murit, dar au fost drăguți. Songul oferea studenților care alegeau să intre în grup o altfel de petrecere a timpului liber, o altfel de expunere de viață culturală și
prin extensie de viață socială, Songul făcea parte din vârfurile vieții studențești culturale ale vremii. Existau festivaluri ale artei și creației studențești care se desfășurau în marile centre universitare din țară și la care Songul era invitat în permanență, atât în concurs, cât și în concertele adiacente. Se organizau spectacole și turnee cu Mirabela Daur, cu Dan Spătaru, cu formația Savoi. Songul a ajuns și în Valea Jiului, la mineri, a ajuns și pe platforme industriale de mii, de zeci de mii de muncitori. A fost foarte versatil, geografic vorbind. Concertele de la Polivalentă sau de la Sala Palatului erau la modul la care ieșea Songul pe scenă, cânta câteva piese, după care din Song ieșeau în fața Songului vintetul și cântau că noi vintetul Lucian am făcut parte din Song. Și ieșeam din Song, cântam și noi câteva piese ale vintetului, după care era invitat mini-Songul și veneau din culise copiii și cântau și ei câteva piese, după care se revenea și tot așa. Chiar dacă tu vrei din goană și nu poți pleca, e vorba de o mică pană, o poți rezolva. Nu ne pasă nici de ploaie, nu ne teme nici măcar de noroi. Nu ne sperie nici gerul, fică și caloriferul, l-am luat sus pe șarângă noi. Oanță se mai scăpa din când în când și ne mai povestea de diverse chestii pe care le întâmpina cu cenzura. Erau diverse frecușuri de tipul spațiu de emisie s-a redus, trebuia să mai mergem într-un loc și nu mai ajungem pentru că trebuie să ne întoarcem la București. Și ce spuneți, că astea ar fi putut fi provocate de cenzură, nu pur și simplu coincidențe? Eu nu prea cred în coincidențe de tipul ăsta. Ce obțin pe vremea aia, nu. Probabil că el avea niște pile mai sus. Eu știu că avea, dar nu știu pe cine anume. Ca să cânți colinde, trebuia să fii puțin țicnit și Oanță era suficient de țicnit, dar în sensul bun. Ajunsese lucrul acesta la urechile conducerii Casei de Cultură, deci a șefilor lui Oanță, pe la partid, pe ce știu eu unde. Dar din câte știu eu, nu ne-a spus nimeni nimic niciodată. Pentru noi ăsta era într-adevăr un fel de frondă și ne simțeam oarecum făcând ceva special și ușor periculos, dar special de ce? Pentru că vedeam reacțiile oamenilor în clipa în care ne deschideau ușa și îl vedeau și știau cine suntem. În clipa aceea erau transfigurați, nu mai, deci fie înțepeneau, fie unii se repezeau la telefon să sune nu știu ce rude, ca să asculte prin telefon, bă, e Songul la mine, fii atent aici, ascultă! Într-un an n-am ajuns într-un bloc pe care îl colindam de obicei și anul următor, când am ajuns din nou să colindăm în acel bloc, ne-au certat și ne-au spus, v-am așteptat anul trecut. Noi nu reușeam să-i facem pe oameni să iasă în stradă, asta este evident. Ofeream doar mici guri de oxigen prin colindele care nu se cântau niciodată și pe care noi le aduceam în spațiul chiar public. Dintr-o dată, oamenii au început să prefere anumite lucruri pe care nu le-au avut înainte de 89, înainte de Revoluție, și să, nu știu, să asculte în exces anumite piese, anumite stiluri muzicale care le-au fost interzise până atunci. Probabil că ar fi fost încă un grup de mare calitate și ar fi avut performanță în continuare, dar nu știu audiența dacă ar mai fi fost așa de mare și Oanță se temea de lucrul ăsta. În 93 se împlineau 20 de ani de la înființarea Songului. Știau toți că va fi ultimul concert. Pentru că în privat, între noi, îmi spusese Gabi, am ajuns la 40 de ani, nu mă văd dirijând Songul și mini-Songul cu chelie și cu burtă. Îi spuneam,
cum poți să te gândești la chestia asta? Nu și nu. Și atunci așa a rămas că acela era ultimul concert, în 93. A fost jefuit atunci. Dacă acesta a fost singurul mobil al crimei, nu știu. Și drept să vă spun, detaliile, picanteriile, sau cum se vreți să le spuneți, legate de nenorocirea aceasta, nu m-au interesat niciodată. Nici n-am să caut vreodată să le aflu. Pentru mine, lucrurile s-au oprit în momentul în care am aflat. Oanță n-ar fi putut să fie un om în vârstă. Pe Oanță nu l-aș fi văzut niciodată un domn pensionar, cu reumatism, cu gută. Cumva, traiectoria asta fabuloasă pe care a avut-o s-a încheiat tot fabulos, dar la modul cel mai cumplit cu putință. Nu se mai gândea nimeni, sincer, că se va mai continua vreo activitate. Părinți din corul Minisong m-au căutat și mi-au propus să continui activitatea. Eu am continuat să dirijez piesele compuse de Mihalea pentru cor și alte piese. Le-am compus și eu la rândul meu câteva piese. Am făcut spectacole, concerte cu denumirea de Minisong, după care, când au cam început copiii să plece și să plece și ultimii copii din fostul Minisong, eu am transformat practic corul încet, încet în Mini Stars și practic am continuat să conduc un cor care nu mai era Minisongul. A fost o încercare drăguță tot a unei doamne din televiziune română să ne pună împreună, să ne repună împreună și să Songul Redivivus, dar deși Daniel Ginga, pe care l-au contactat și care a fost de acord să dirigeze songul, iar e un om absolut ok și foarte drăguț. M-am dus la vreo 2-3 repetiții și a fost peste putință să văd pe altcineva fața noastră. Și n-am mai mers. Deși mi-ar place să cânt. Dacă ar mai exista un grup cu asemenea performanțe, poate, dar nu la fel ca Songul, pentru că dacă Oanță nu mai este, nu poate să mai existe alt grup ca Songul. El a fost cânteia, flacăra care a ars în mijlocul nostru și care ne-a inspirat tot timpul. Funcționa Songul în momentul respectiv și ca un soi de magnet. Pentru că trăind într-o perioadă extrem de gri și de săracă în bucurii artistice, Songul crease această cumva insulă de normalitate, de frumusețe, de energie, de optimism. Numai noi cântam Negro Spirituals și cântece care nu proslăveau conducerea. Astfel atenți la tot și la toate am învățat.